Ne bucurăm acum. Canotajul a adus o nouă medalie olimpică pentru România. Echipajul format din Marius Cosmiuc și Ciprian Tudosa a câștigat medalia de argint în finala de dublu rame. România a încheiat cursa cu un timp de 6 minute, 16 secunde și 58 de sutim și s-au clasat pe locul 2. Medalia de aur a fost cucerită de campioni antitră Martin și Valen Sinković din Croația. Este a patra medalie câștigată de România la Jocurile Olimpice, după aurul luat de fetele noastre la dublu vâsle și medaliile de argint cucerite de Ana Maria Popescu la scrimă și de echipajul masculin de la patru rame. Și discutăm acum, cum v-am promis, cu Marius Cosmiuc și Ciprian Tudosă alături de noi. Bun găsit, mulțumim pentru intervenție, băieți, și felicitări și ne faceți mândri, felicitări pentru succesul vostru. Povestiți-ne puțin, cum a fost? Bună ziua, vă salutăm pe toți. A fost de senzație. Așteptam concursul ăsta de mult. Și uitați că a venit cu un rezultat foarte important pentru România, dar în special pentru noi. Această medalie ne încununează toată munca din acești ani și ne spune că drumul pe care l-am urmat a fost unul foarte corect. Marius Cosmiuc, spune-ne și tu cum a fost, v-au urmărit cei care și-au pus ceasul, să spune, pentru că v-au urmărit românii cu sufletul la gură. Sunt mulți care s-au plâns de condițiile de acolo, de la Tokyo. Cum v-ați antrenat voi? Noi ne-am antrenat foarte bine, am avut condițiile foarte bune. Am avut doar câteva zile în care a fost vânt puțin mai puternic și se anunțase în zona unde ne antrenăm noi un mic taifun, dar ne-a ocolit și am putut să ne continuăm antrenamentele. În schimb, semifinala pe care o aveam programată a fost amânată cu o zi, asta însemnând ieri am avut semifinala, iar astăzi am avut mult așteptata finală. De 33 de ani la această probă n-am mai avut medalia. Voi ați reușit să ne o aduceți, ne faceți mândri că sunteți de-ai noștri. Suferim când aveți probleme, ne bucurăm când aveți succes. S-a vorbit mult și despre subfinanțare și problemele din sport. De ce aveți voi nevoie, Ciprian? Cred că prima mare necesitate ar fi o pistă olimpică. Pentru că, după cum bine știți, anul ăsta l-am petrecut în mare parte în Italia, în cantonament, pentru că acolo avem condițiile necesare să ne putem desfășura cât mai bine toate antrenamentele. Iar în rest, nu cred că ne lipsește mare lucru, pentru că doamna președinte Elisabeta Lipă are grijă mereu de noi să avem tot ceea ce ne este necesar. Staful medical în frunte cu domnul doctor Roșan Vasile, care ne este mereu alături. Avem o echipă foarte puternică și, după cum puteți vedea, rezultatele spun asta. Da, am văzut rezultatele, spun asta. Marius, spune-le și tu, transmite-le celor care vă văd pe voi și poate vor să vă calce pe urme, poate n-au curaj. Transmite-le celor care vor să devină sportivi. Să înceapă cu multă încredere, mult entuziasm și multe dorințe. Să aibă de la fiecare etapă tot să-și propună altceva, ceva mai bun și să fie cât mai serioși, să muncească serios, pentru că nimic nu este imposibil. Eu visez de foarte mult timp la această medalie și uitați că acum sunt cu ea la gâtul meu și sunt foarte bucuros că am reușit. Arătați-ne-o puțin mai sus dacă puteți, pentru că noi mai avem și burtierele, da, medaliile. Vă mulțumim, băieți. Poate ne spuneți ceva și din strategia pe care ați avut-o în acea cursă. Strategia noastră este simplă. Plecăm tare și terminăm și mai tare. După cum bine ați observat, toată lumea deja ne știe ritmul de cursă, că pe ultima parte este a noastră, nimeni nu ne bate. Deși astăzi Croația a avut un avans foarte mare pe prima parte și n-am mai reușit să-i ajungem, dar, cum bine am spus, sunt foarte mulțumit cu această medalie și țin să le mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături și s-au trezit din dimineață să ne urmărească. Mulțumim frumos pentru cuvintele voastre și încă o dată felicitări și mulțumim că sunteți ai noștri și că ne-ați reprezentat acolo. Vorbim mulțumim, acum... mulțumim. Și mult succes pe tot ce vine. Mulțumim, băieți!
mândri că suntem români. Pentru Ancuța Bodnar și Simona Radi, succesul de la Olimpiadă este doar începutul unui drum.